această sală există majoritatea consilierilor, în afară de Bârzan. Bârzan, nu trebuie. Revenim, așa. Declară deschisă această ședință. Care este pentru? Împotrivă, abține. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. La început a fost trimis pe mail-urile celor care le aveam, mail-urile acel proces verbal din februarie. Dacă sunt ceva lucruri care nu au fost scrise cum trebuie, ca să le putem nota, pentru că trebuie să spunem la vot procesul verbal al ședinței din 18 februarie 2020 a fost o ședință lungă cu buget local și de aceea procesul verbal este lung. Să punem la vot. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 73 din 26.2019 privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Săpăt, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate. Inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului de concesiune încheiate între Comuna Săpăt în calitate de concedent și medicii de familie, medic stomatolog în calitate de concesionar, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui lot de teren din domeniul privat cu suprafața de 491 de metri pătrați. Comuna Său, Sata Său, județul Bacău, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziunii general a obiectivului de refacere pod din beton armat peste pârâul la Său în Comuna Agăștin, în Sata Său, Comuna Său, județul Bacău. Continuare de lucrări, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate Bacău, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Său și autorității publice locale din Comuna Său, inițiator primar. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, inițiator primarul. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu plic închis la preț și stabilirea prețului de pornire la licitație material lemnos conform actului de punere în valoare numărul 4 acte de punere în valoare teren de materialele lemnos de pe izlatul comunal. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunii. Inițiator profil. Le tragem. Alt punct la ordinea de zi, informare privind situația veniturilor și cheltuielilor aferente lunii martie 2020 a serviciu public de alimentare cu apă și canal. Probleme diverse și la modificarea ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în comuna Asău, centru Asău, imobilul complex comercial, destinat comercializării produselor agroalimentare, inițiator primar. Proiect de hotărâre încă unul privind aprobarea donării de către consilierii locali a contului indemnizației aferente lunii martie pentru persoanele neputincioase și nevoiași din Comuna Său. Inițiator domn consilier Puiu Eugen.
Cam asta e la ordinea de zi deocamdată, dacă mai sunt propuneri. S-au dus după mână. Supunem la votare de pentru, împotrivă, abține, 3 minute. Procesul verbal. L-am spus la votare. Tot la votare. Primul proiect la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 73 din 26 septembrie 2019 privind rectificarea regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local al Comunei Asăru. Dumneavoastră l-ați studiat, l-ați analizat, l-ați propus în comisia de care, de care faceți parte. Avizul comisiilor. Supunem la vot. Care este pentru, împotrivă, abține? Deci. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local în situații excepționale, cum ne aflăm și acum, perioada aceasta. 5 pentru. Numărul. Nu, dar spuneți la vot aici. Cum mai care este pentru? Împotrivă? Abține? La 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului de concesiune încheiat între Comuna Asău, în calitate de concedent și medicii de familie, medicul stomatolog, în calitate de concesionar. Comisia de hotărâre 5 pentru. Deci, să punem la vot. Care este pentru, împotrivă, abțineri? Da, mulțumesc. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației atribuite pentru închiriere prin licitație publică unui teren de 491 de metri pătrați. Da. Supunem la vot. Care este pentru, împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisului general al obiectivului refacere cu pod din beton armat peste părul Asău, în punctul Agăștin, din apa Asău, comuna Asău, continuare de lucrări, inițiator primarul. A studiat documentația. Comisia de hotărâre 5 pentru. Comisia de administrație 5 pentru. Altă analiză. Economicul. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă?
Abține domnul Cotoroasă. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6, domnul Joasă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Salubritate, ADIS. 15 pentru comisia de funcționare, 15 pentru și deci să punem la mutare de la... Poftim? 15 pentru comisia de funcționare. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre cu citat adițional al serviciilor juridice de reprezentare pentru apărarea intereselor comune a Său și autorităților publice locale din comuna Său. Da. Comisie. Vă rog comisiile. Comisia de administrație. 3 pentru. 2 împotrivă. Un amendament. 7 amendamente. Și amendamentul că eu sunt pentru acest proiect cu rugămintea ca în proiectul de hotărâre să se precizeze perioada exactă pentru care ne ducem. Am înțeles că doamna juristă are la momentul acesta un an aproape de vechime, iar mai puțin un an înseamnă că iunie 2021 ne poate reprezenta în instanță. Deci să facă această precizare în proiectul de hotărâre. Și acum, poate nu dat numai pe instanța de fond, deci acum merge. Da. Nu merge pe instanța de apel, recurs. La recurs nu mai merge. Am înțeles, am înțeles. Dar mă altă comisie. Comisie. Trebuie într-o două bătrâne. Nu poți să dar să respectare amendamentului instituția profesională de ființea conform legea achizițiilor publice 2016. La fel și comisia de învățământ, 3 potrivă, 2 pentru, ca și comisia economică să fie respectați. La articolul 3, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se înștiințează primarul comunei Asop prin aparatul de specialitate, compartiment juridic și compartiment proiect de investiții și achiziții publice. Da, le-am citit. Și ziceți că după asta sunt, na, noi am zis, dacă sunt de compartimentul de achiziții publice, asta înseamnă că se face pe achiziții publice. Deci, ca să trecem exact, dar la articolul 2 al meu, nu spunem cu respectarea prevederilor legislației în materie achizițiilor publice. Și o să scrie în legea 98? Da. Da, sigur, la fel. Zicălind. Aici, dacă ați observat, domnul Bobecu știe că o mare găsura cu doamna secretar, este și o listă cu ce proces avem în curs. S-a revenit la momentul acesta, asta nu se adună. Toată lumea, nu? Ba da, este mail-ul la toată lumea. Toată lumea cred că a putut mail-ul. Da. Da. Care-s proces cu retrocedări? Cu un acord. Da, sigur. Am o întrebare. Legat de perioada de stagiatură, cât... Cum am spus eu, până la 6 ani, am făcut 2 ani de zile. Domnul Nicodim, am precizat, așa spune 2021. Sau este așa de pur și cum să înțelege, așa că poți să spun întrebări, să mi se răspundă să înțeleg și eu. Da. Deci 2 ani ne punem la urmă. Da. Știam cum e de aici, dar nu vedeam că mi-a dat așa. Problema este că nici doamna secretară nu poate reprezenta. Există un tablou al consilierilor juridici care se transmite la instanță. A fost verificată, deci în momentul în care a fost contestată, eu ce să vă spun, că eu m-am dus în continuare. Deci am crezut că nu o să fiu legitimată și am mers, am reprezentat. Ce să vă zic, eu nu vreau să... Deci e penal, deja mă duc în altă zonă și nu vreau legitimată. Deci dacă dumneavoastră nu o să fiți de... Dosare grele, cum este Ciucaniu. M-am prezentat, am fost contestată. Am trimis note. Deci eu ce am putut să fac? Note însemnate numai de domnul primar, dar să știți că... Deci am riscat personal.
Deci cine o să fie de vină? Eu, datoria mea era să aduc la cunoștință. Deci nu este de apăință. Eu m-am dus, mă duc, fac concluzii de la birou atât cât pot, dar instituția trebuie reprezentată. E vorba de fond funciar, de retrocedare de sute de hectare de teren de pe, din comuna Său. Și nu mi se pare corect. Deci nu mi se pare corect. Domnul, dar în timpul cum se judecă acum în termeni luni, să putea... E posibil, nu mai fie nevoie de avocat. Deci trebuie să ne dată facem voi. Nu spune nimeni când asta, deci poți să faci 3 ani când începe procesul. Știu, dar deci trebuia să aduc la cunoștință. Da. Nu aveam ce să fac. Da. Deci să punem la vot. Care este pentru? Nu, stai între. Da. Doamna Zulescu, dosarele astea vin așa, de 2014-2015, până acum, în atâția ani de zile... A fost doamna secretară. Lăsați-mă ca să spun ce vreau. Am avut avocat. În atâția ani de zile se putea interveni în Consiliul Local să se ceară aprobare pentru asta. Pentru că banii din domnul meu am aprobat tot așa. Servicii juridice care o sumă, nimeni n-a știut ce și cum. Eu nu știu, e posibil, cum a spus și domnul, e posibil după această stare de urgență să se mai prelungească. Deci o să ne iau, o să fie foarte multe dosare, e posibil să fie să, numai pentru un termen sau două, dar sunt spre final. Nu, dar nu contractez, faci un contract ca să te abonezi. Stați un pic, deci o să punem termen, contractăm de la momentul, deci nu contractez acum. Deci nu am de la moment. Spune așa. Deci contractare de servicii juridice, ca să contracteze și servicii juridice, trebuie să ai o sumă și ceva. Nu? Păi cum? Stai să se facă la servicii juridice o valoare de ce? Asta este problema. Nu faptul că dumneavoastră ați făcut pe juridice, ați făcut serviciile juridice, ce valoare? Am înțeles. Deci noi nu am pus o sumă, nu am gândit la o sumă. Incertitudinea asta te duce la gândul că după aia te trezești iar cu niște costuri adăugate din... Dar noi nu vrem lucrul ăsta, v-am spus dacă... Aia am mai plătit fel de fel. Deci dacă continuă contestare, eu mă duceam în continuare. Eu nu știu de lucrul ăsta. Să nu fim descoperiți cu reprezentarea în aceste căi de atac. Pentru că la fond eu mă duc în continuare, dar îmi interzice legislația să mă prezint în căile de atac. În apel, în recurs, în judecat. Eu am înțeles, domnul Bobei. Deci pe mine nu mă interesează. Puteți să contractați serviciile juridice în sumă de cât vreți să le contractați. Dacă faceți achiziții de servicii, eu nu fac. Ce mai trebuie? Dependent de adresă, o avocată sau un servitor. Case de marcator particular, să scoate serviciu, să bănuiesc. Și atunci sunt care de la cele mai puțin. Acolo n-ai un proiect, n-ai un deviz. Domnul primar, dar noi nu vom mai ști după aceea cu ce sumă să contrate. Dar de ce nu știți? Dar nu ne întâlnim în fiecare lună. În acest fel, în general, avocații sunt locați și așa mai departe. Pentru ce aveți nevoie de hotărâre din Consiliul Local? Ca să achiziționați servicii juridice, până acum am putea să le achiziționați fără hotărârea acasă. Păi nu puteam. Există legislație. Dar au fost tot hotărâre. În condițiile în care noi avem Consiliul
consiliul local. Există legislație, există un ordin. Nu știu dacă v-am scris în hotărâri, dar există un ordin. Păi n-a mai fost cazul, domnul Băbecu, că a fost Sorina Grigoriță în instanță. Iar avocatul a fost numai că Sorina Grigoriță a fost în maternitate, atât. Ia să văd hotărârea, că nu mai știu dacă am scris... Toate apar le aprobăm și după aia scrie și nu mai... Dar nu l-aprobă asta! S-a făcut numai... Nu l-aprobă asta! Interes umane, să faceți pentru prava aici! Nu l-aprobă asta! Știu! Mai discutam cu profesor doi ani! Că apucă să ne reprezinte sau nu apucă să ne reprezinte, voi îl contractăm! Ordonanța de urgență din 2012, asta e ordonanța care te obligă ca să ai hotărâri din Consiliul Local. Că altfel nu făceam hotărâri. Hotărâre din Consiliul Local. Vedeți că este hotărâre din Consiliul Local? Da, este hotărâre din Consiliul Local, dată cu acel domn avocat Ursu, dar sunt mai anumite dosare. Deci au avut câteva dosare, 4 sau 5 dosare au avut domnul avocat Ursu, atât. Am înțeles. El și așa nu mai profesează? Nu știu, nu cred, nu știu. Pentru că asta s-a întâmplă. Apucă să ne reprezinti sau nu, odată ce ai contractat, ai făcut contractul cu el, banii trebuie să-i dai. Între timp... Pe dosar, respectiv. Atât. Doar pe procesul care vă reprezintă. Da. Nu s-a acceptat nimic în asta. Dacă acceptă sau nu, noi... Da, și o să luați... Da. Ziceți că n-ați găsit și... Trecem. Să o punem la vot. Care este pentru? Împoșa. Haideți, vă rog, să ne numărăm picul. Nici nu văd, nici nu... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, să precizați, doamna Sorina, cu amendamentele care le-am spus, da, vă rog. Împotrivă. Împotrivă. Mariana, împotrivă. Împotrivă. Ce? La vostru e impotrivă. Împotrivă. Împotrivă. Dar nu vreți niciodată să dați votul, îi cine vă votul? Abține. Abține. Dar nu trebuie să abține. 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 Da. Trecem la următorul... Proiect de hotărâre privind aprobarea... Dar de ce 4? De ce 4? De ce 4 abținere? 11 voturi pentru și 4 abțineri. Eu așa am notat. Da, așa e. Suntem 5. Suntem 5. Suntem la 11. 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor rom, aparținând minorităților rom. Cetățenilor rom. Probleme ceva? Nu, comisia de mișcare. Comisia economică și expertul la amendamentul ca cei de la asistența socială să ne prezinte un raport unitar cu activitățile pe care le desfășoară conform acestui plan. Da? Acest plan care este început în proiectul de hotărâri, da? Da. Toate activitățile la toate punctele care se întrebă de acolo. Și cu școala la său și cele care țin doar de strict de serviciul de asistență socială. Asta este amendamentul. Domnul nu? Asta. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu plic închis în stabilirea prețului de pornire la licitația materialului lemnos conform celor 4 APV-uri. Pe teren, materialele lemnos pe terenul de mizlazul comunei Iasău. El a mai fost scos la vreo 3 ori la licitație. Prețul n-a convenit față de calitatea materialului. Acum l-am scos din nou, Ocolul ne-a recalculat prețurile noi și încercăm să... Era cineva care era binevoitor. Încercăm să scoatem la licitație.
Da. A studiat materialul, deci comisie. Comisia de învățământ 5 ani. Economul de 5 ani. Administrație 5 ani. Să punem la vot, deci. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Următorul. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Comisie. Economic 5 pentru. Învățământul 5 pentru. Administrația 5 pentru. Deci are câteva explicații. Că o chemăm pe doamna, dacă e. Da? E vorba că mi-au luat la anumite capitole, ceva, mi-au dat înapoi, dar a rămas mai mult din ce ne-a dat. Adică ne-a rămas și unul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului, am zis că retragem atunci și trecem la următorul. Amenajarea. Proiect de hotărâre privind amenajarea suprafeței, a unui spațiu în complex, suprafață de 65 de metri, destinat comercializării produse agroalimentare. Ați studiat, ați văzut, e vorba de cele două spații, unde a fost aprozat și cofetărie și sigur, cu mici retușuri, cu bănuiesc cu cheltuială nu prea mare, să putem organiza aceste două. Da. Urmează, că au mai fost comentarii cu tema asta, urmează să măsurătorii nu știm în general, dar urmează să dogmească o documentație, o sursă de finanțare. Nu poți ați văzut asta și o pe care ce da. Două. Eu voi să crești, nu, aprozarul și pregătărie. Aprozarul și pregătărie. După următoarea aprozare. După aceea era alimentat. Comisia de învățământ 15 pentru. Comisia de administrație 4 voturi pentru, nu potrivă. Măsurat. Cine? Da, domnul Domnului Comisia. Zouă. Bugetul local. Da. Da, puțin, foarte puțin. Foarte puțin. Nu da, domnule. Aveți o listă
zone vecinate, scrie undeva. Adică aveți măcar un număr al conducătorilor din comuna sa? Se căsătorește din mandat. Dar tu să scrii, cine interesează? Există o prezență. Dar poate oare, da. Să fie interesant. Da, dacă eu nu știu cum să fie tare. Cum să fie că eu nu știu. Se pare corect să existe un lucru care a lansat un proiect de genul ăsta. Deci proiectul este doar o foiță atât, dar referat la urmă. Pentru că amenajarea unui fieții, vedeți că sunt două condiții aici. Aveți fieții, piața în amenajare este pentru producător individual care are alt statut și partea aia pentru comercianți. Poți să vă întâlniți cu SRL-urile care vin în piață și vine ăla care e producător local de aici și așa o să fie producător. Ești așa tare, din nou am putut să văd așa ceva. Păi de ce nu respinge? Și să mai stea stradă în 20 de ani? E vorba pur și simplu să faci curățenii, să dezinfectezi, îi pui o filtrie în frigorificul, să aibă o condiție, tarabă ce-i trebuie. Ca să nu mai stea în stradă. Deci nu creezi ceva un imobil. E autorizațiile, avizii din toate, la toată lumea și vine omul cu certificat de producător să-și vândă ceva. Are ciobanul interes să-și vândă brânza acolo, dar nu și-o vine de la stână. Vine sau nu vine? Dacă nu va fi interes, îi dai altă destinație, faci altceva. Oricum nu construiești un imobil de la zero. Respinge-o cu treaba ta, de casa. Nu sună bine dacă nu e inițiator Bobei Cânem. Asta e ideea. Domnilor, eu sunt de acord cu amenajarea spațiului, dar să nu fie 65 de metri. Noi am cumpărat acest spațiu de câțiva ani de zile și n-am făcut aproape nimic să rămân folosit. Să fie un întreg spațiu să fie amenajat. O 65 de metri. Trebuie să vezi întâi cum merge. Nu contează. Dacă este ceea ce este îl dărâm pe asta și facem un zgârie noastră. Ori 65 de metri, dar spune zicea, ori nu știu ce, trebuie investiții. Face investiții, dar trebuie așa o facem la repede, dar nu știu. Luați un an de zile și vreau. Un an de zile, avem 4 ani de până. Avem cum, mai mulți ani de până. Ai drumul la mea, ați avut 4 ani de până. Domnul Costele, dai drumul să vezi, dar trebuie să vezi. Dar sunt de acord, i-am spus că sunt de acord, dar și după aceea, dacă este interes, îi dai mai departe. Dar ce știu ducător de mai trebuie, va ajunga la por și nu știu ce, și nu știu de vânzare, să vă Nu, 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 nu,
folosească atâta spațiu de cât este nevoie, ținând cont de două lucruri esențiale pentru producători individuali separat de comercianți. Păi asta înseamnă pentru că piața de noi a avut problema asta. Asta înseamnă să scoatem la licitație, dar nu vorba de societăți comerciale. Nu se scoate la licitație, numai pentru producători. Deci am inițiat acest proiect prevalându-mă de... Eu am discutat și cu doamna secretară, pentru că am fost convins de la bun început că vom avea piedici vis-a-vis de articolul 212 din codul administrativ. Eu m-am prevalat de alineatul 4, i-am explicat și doamnei secretare, care prevede că sumele alocate pentru plata indemnizației consilierilor locali, să prevede în bugetul local al comunei, da, la secțiunea de funcționari. Și am zis în sinea mea, am zis în felul următor, atât timp cât această ședință nu s-a ținut din motivele bine știute,
Să vă propun să donăm această... Dacă s-a întâmplat. Da, după care am discutat și cu doamna secretară, am discutat și cu doamna Chivoiu. N-am găsit calea legală. Eu vă spun sincer, rămân 50-50. Nu sunt convins că chiar nu se poate. Pe de altă parte, mi s-a explicat că acest act ar fi trebuit să fie un act unilateral al nostru, al consilierilor locali, să o donăm, facem ce vrem cu ea. Da. N-am vrut să-l retrag pentru că puteam să-l retrag. Eu sunt convins întrucâtva că există teme de nelegal aici, dar am zis că să mergem pe el mai departe și să mă explic de ce am vrut eu să propun acest... Pe de altă parte, vreau să vă spun că această asociație SOS Asău, nu știu dacă știți, a făcut o acțiune interesantă în preajma sărbătorii de Paști. Și astăzi spuneam și lucrul ăsta. Deci eu am discutat cu câteva din fetele care acționează în această asociație. Au ajutat un număr destul de mare de persoane în preajma sărbătorilor de Paști. Au mai venit ceva bani din donații din afară, de la consătenii ai noștri stabiliți prin alte țări, care și-au mai intrat în conturi, la un moment dat mai erau vreo 4.800 de lei. Și am înțeles că astăzi a mai fost o acțiune cu banii aceia. Fac un apel. Dacă nu putem face acest lucru, eu nu fac propagandă pentru această asociație. Familia mea a donat și probabil vom mai dona. Fac un apel la consilieri, dacă pot să facă gestul ăsta, pentru oamenii noștri. Că așa puteam să strângem o sumă de bani și să o ducem spre Crucea Roșie. Nu era rău nici acolo, categoric. Acolo și așa trebuie să plătim cotizare. Da, dar pe de altă parte mă gândeam la persoanele din comuna noastră, că sunt destule persoane cu probleme. Propunerea mea, domnul, a fost propunerea asta de astăzi și nu s-a putut concretiza pe faptul că nu ne-am atât de ființul de ședință. Atunci, dacă și tot ați făcut acolo asta, haideți ca indemnizația de ce o avem de luat fiecare. Sau de lucrurile trebuie. Doamna Elena mi-a explicat foarte clar. Să luați o sumă pe care trebuie să o ridic pe voi. Fiecare individual. Fiecare individual. De asta, de aia am lăsat proiectul intenționat. Fiecare nostru se de acolo cu treaba asta, puteam să nu e nevoie de proiect de hotărâre pentru asta. Fiecare consilier, dacă îi dictează conștiința că vrea să doneze întreaga indemnizație, o jumate, un sfert, două, trei, cât vrea, o poate face individual. Primăria nu poate face donații. Domnul, da, să nu uitați să faceți poze. Da, da. În primul rând, așa e norma. Da. Orice muncă trebuie popularizată. Nu spuneți la nimeni, doar anunțați că... Vreau să vă întreb și la cealaltă, domnul consilier, această asociație a fost înființată de chiar exclusiv de cetățeni de aici la Său, care cresc afară, doamna din la principal și s-au întâmplat așa de fapt. Domnul ședinte, haideți că vreau să întreb ceva. Auziți, ca să se încheie. Eu am văzut în convocarea care a fost în ședința din luna martie, nu este anulată, este amânată ședința. Ce se întâmplă cu ședința de pe luna martie? Am întrebat și eu. Pe calendar este, dacă nu se ține. Păi dacă nu se ține, de ce nu se scrie anulare? Deci ea se va mai ține? Dacă tot apar ordonanții, nu s-o ține. Dar ea se va mai ține sau se anulează? Știu, de asta zic că scrie amânare și ar pune... Deci problema și această problemă a discutat, domnul primar. Domnul primar, dați voi să explic un pic cu ședința. Am întrebat și eu. Am întrebat dacă ședința a fost amânată. Nu anulată, amânată. N-ar fi trebuit să se ține. Temeiul legal de a ține această ședință era convocarea pe care o făcea domnul primar sau noi consilierii locali
o treime din numărul consilierilor locali să convocăm această ședință. Puteam să o facem. N-am făcut-o. Păi, 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 cum s-o fac, păi, că dar nu știe în ce parte s-o iei. Domnul primar, eu am explicat procedura. Vă adunam și cădem ei 200 milioane. Păi, cum? Suntem, deci ne-am încadrat în pierderea de 19%, cât era stabilită pentru.
O să știm exact cum stăm și noi și atunci o să vă obișnuim situația mai clară în momentul în care să mergem să citim din nou capcoadă. Sper să la sfârșitul unui viitoare să reușim să facem o citire capcoadă. Dacă nu, să vă îngeri și perioada asta, cred. Ți-e și frică să intri în casă, ca să nu știu cum să fie. Unde un lucru s-a luat neapărat să erau diferențe, am mers. Deci noi am mers pe teren, totuși alea nu am mai citit, dar câteva cazuri. Ne-a rugat de oameni, avem autocitire, dar nu la toți. Deci... Da, cam asta e. Da, vă mulțumesc! Ne pare bine că i-a făcut plus. Da, să vedem cât și cum o să țină, minunat, să vedem. Doamne ajută! Da. Cum încă să bănuți și stăm mai bine financiar, o să încerc. Lasă la întrebare cu datul, dacă nu pleacă pe altă parte, la un dat. Păi asta e, acum a crescut foarte mult consumul, că azi am făcut proces verbal cu stația Ciobănuș. A crescut foarte mult consumul, noi încă nu reușim să facturăm decât tot o medie. Nu poți să spunem, că nu știi care cum o consumăm. Dar de acum sperăm să regăsească ce timp consumul ăsta. Dacă nu, înseamnă că iar furt. Ia ne întâmplăm pe lucru. Da. Ei, eu de fapt sunt pozitiv. Speram să țin tot felul. Dar ce nu uiți, nu aveți consumul? Da, ferească Dumnezeu, dacă ziceați de virus sau ce nu e? Pentru că trebuie urgent, ne ridicăm la 700.000 de lei. Trebuie urgent făcut, că noi cumpărăm apa la prețul care o știți de la comune și atunci. Să ne mai ușurăm sac. Da, costul estimativ al proiectului conform devizului general și deviz pe obiect la un curs de euro 4,8445 lei la data din 24.3. Total fără TVA 661.109, din care construcții montaj 492.653 lei. Pentru spațiu ăsta? Utilaje? Nu spațiu. Păi da, faci. Amenajez. Dacă... Domnule, țineți-mi să stea liniștit așa. Da. Deci total cu TVA, 786.000 de lei. De aproape 8 miliarde. Am apucat să nu te-am. Cine? Valoarea la apucat 6-7. Da. Așteptăm studiul hidro de la București, de la Institutul Național de Hidrologie. Am insistat și la domnul Lache. Vorbit, toată lumea lucrează de acasă, pe calculator, nu mai e sau un milor, sau așa.
vorbim de investiția de la podul de la Bate. Da. Urmarea sesizării pe care am făcut-o noi la prefectură, la da. Administrația bazinală de ape Siret și așa mai departe. Am văzut aici o frază care mă intrigă pe mine. Podul Bartea a fost construit de către întreprinderea de exploatare petrolieră, da. Precursoarea Petrom, și este în prezent în administrarea comunei a său. Da. Cum de primăria său nu deține documentația tehnică a podului? Păi când a trecut în administrația publică... A fost dată folosiți în 1973. Așa. De către trustul Petrom Moineș, cum era înainte. Da. Și de asta. Și s-a primit în administrație fără nicio documentație, nimic, așa l-am luat în administrarea noastră, acest pod, că el acum e la noi. Ei și-au retras, după Revoluție, și-au retras 6501 o pura, cred că și sapa din pământ și toate și nu mai avut. Asta vreau să vă întreb, a intrat în... Da, așa. Acolo au fost două bani. A făcut cineva această documentare a domnului inginer Lupeș. A făcut două bani la început. Era vorba de, în urma expertiții făcute, rămâneau casetele, dar se turnau un zid de beton în fața lor, ele fiind bătrâni, fiind deteriorate și nu știu ce. La calculul făcut, cam aceeași sumă era, dar era o cârpeală recuperată printr-un zid. Și atunci, împreună cu viceprimarul, că ne-a mai fost sfătuit noi, am zis, domnule, mai degrabă să-i facă de la început digul de beton și am început treaba. Costa 1,5 miliarde, era 150 de mii de lei, costa pentru 130 de metri, să putea era pe partea tehnică stângă, și a doua variantă din asta e vreo 600 și ceva de mii, 60 de metri. 70. Deci, poftim? 70. 7, așa. Că ține curba aia ca să ne dăm înapoi să lărgim altia. Dar nu înțeleg de ce mai e nevoie și de intervenție pe partea dreaptă, la val. Acolo e piatră, piatră. Nu, no, partea dreaptă, normal. Două casete sunt. Pe partea dreaptă, la val. 30 de metri, da? Casete sunt 10 metri, da. Nu, mai ai folosit aceleași casete. Nu, într-adevăr, sunt opoziții. Dacă le scoți, scot. Dacă le scoți, au fost expert. O dată, cum a dat o expertiză, da. La suma e spațiul, spațiul. 10 miliarde. 10 miliarde, da, e enormă. Enormă, mi se pare. Pentru 60-70 de metri de lucru, în afară pot. Fără casete? Nu, nu. Deci varianta 2, care cuprinde lucrurile necesare pentru lărgirea albii, zice următoarele lucrări. Desfacere și evacuare zid de sprijin din casete existent. 2. Construire zid din beton pe alineamentul retras pe lungime, adică le bași la loc și... consolidez cu beton, clar că casetele alea sunt obosite. Dar nu înțeleg de ce mai e nevoie de construire zid pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă, acolo e piatră, e un... E zid, zid, din piatră naturală, nu... Da, ce de casete. Ce casete? Ai de barbun, acolo. Da, bar. Ce-a e două casete. Nu, mie mi se pare enorm variantele, varianta 1 și varianta 2. Noi, da, desfacere și evacuare se destrige pe casetele existente. Construire zid de beton, aceeași chestiune ca și cu varianta 2. Și evacuarea aluviuni, mal drept, de 70 de metri. Dar nu știu că 70 de metri acolo, ce am fost de câteva ori. Da. Deci am sume enorme, enorme, enorme. Tot același lucru. Desfacere zidii, exact același lucru. Da. Aici zice pe 135 de metri. Dar de ce 135 de metri? Stânga, dreapta? Sume enorme.
Da, cea mai simplu ar fi varianta 2, dar tot umflată, este 600 de mii. Păi nu, dar oamenii ne-au dat asta, dacă ne-a pus să apucă să facă lucrarea, documentație sau nu. Dar știți ce sunteți de acord? Știți ce e curios, domnul primar? Da, trebuie făcut. Știți ce este curios? Direcția bazinală ne trimite un răspuns, adică trimite la prefectură, după care prefectura ne direcționează către noi. Și ne spune că e treaba noastră, n-au nicio treabă, nu știu ce, dar de câte ori ați chemat dumneavoastră și cu domnul vice acolo, s-au venit ingineri de la direcția aia, au zis că nu se poate, că nu-i voie, că nu se poate interveni în cursul apei, că e aia că ai luat. Și acum o arunc în spinarea noastră. Nu, voi să spargem pragul ăla de fund, că dacă se lasă în jos albia, din gavioane din Amonte, stil domino, atunci eu zic, domnule, puteți face, și drept dovadă că ați ne dea avizul, dar nu spargeți pragul de fund din aval de fund. Dar nu se leagă în nota conceptuală de acest aspect. Deci, domnul inginer, nici măcar nu se leagă de aceea. Nu se leagă de aceea. Da, deci, pe mine mă intrigă faptul ăsta că noi vom veni de câteva ori și tot vă zis că nu se poate, că nu putem interveni în aviz. Nu se poate ca să spargem pragul. Da, așa. Ideea asta era să limba. Se atunci ea nu mi-a spus așa. A spus că nu se poate interveni la albine. Așa a zis că nu se poate interveni. Că acum să ne arunce totul că se află în administrarea Consiliului Local și noi putem propune și promova că nu credeți pe zic. Ce mi-a răspuns de la până ce mă duc ăsta? Ce-au venit și nu ne-a aburit de acolo, 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 acolo. Doar de-aia a și făcut această sezizare. Când oamenii aia sunt disperați acolo cu pericolul apei permanent. Da. Sunt casete umplute cu balast. Or fi spart, cu piatră. Or fi spart dintre ele un sfert. Le înlocuim. De ce nu poate și zidul viitor, care vreau să că asta e ideea, să desfacem ca apa să treacă. Îl dai mai încolo 10 metri sau cât o fi și să refolosești acele casete care sunt... Păi da, dar nu-ți face, nu te autorizează că expertul a zis trebuie zidul viitor în fața casetei. Păi da, dar ei îi spun multe, dar 10 miliarde. Eu trebuie să mă iau după el, că el e specialist. Adică noi ar trebui să autorizați. Ar trebui să le golim, să le mutăm 10 metri. Facem o punte, să-i luăm ochiul unul sau unul. Da, da, mă, dar aici e vorba de albi, e vorba de niște cheltuieri. Nu poți face decât dar vrea să dacă ai autorizații, și autorizația trebuie să ai documentații. Păi știu, dar are rezolvenția asta. Înțeleg, dacă ne face studiu o firmă din asta sau un specialist, să-i spuneți, domnule, te încadrez în limitele astea. Am material de astea, mă folosesc din ele. Păi, omul nu a spus, uitați, expertul a zis, dacă folosiți casetele astea, să-i faci un zid din 20 de centimetri sau cât, așa, în fața zidului, după ce ați putat caseta. Dar de ce se face? Că la bani acum nu are și nu s-a întâmplat nimic. Din zeci de ani nu s-a întâmplat. Știu, o să te cagă undeva, le înlocuim. Dacă așa o să expert, nici nu poate să-l contrazic. Să-i spunem, bă, câți bani avem, nu fă, eu să mă încadrez într-o sumă, să discutăm cu un fel. Păi nu fie ei deși. Dar chiar crezi că noi dormim aici, așa, de vrea el fiecare. Care a fost lângă mine. N-am fost împreună.
spune că nu. Păi nu, adică nu fac de capul meu sau... De aia și discutăm aici. Păi asta... Omul de asta mi-aș trimis niște variante, niște treburi, discutați, vreți să face, vreți nu să face, avem bani să face, n-avem bani, că de vorul toată lumea, frate. Pentru că sunt două etape, până acum am stat 5-6 ani, s-a spus că nu putem din cauza la... 50 de ani, 50 de ani. Și acum chiar nu mai stăm 50 de ani, nu avea 10 miliarde. Și dacă noi avem... Dar ce să faci, băi, omule, chiar nu reușești să înțelegi, dacă asta spune specialistul, aduceți alți specialiști, cine vă oprește? Haideți să vă spun de ce. Aduceți alți proiectanți, alți rezistență, experți. Domn primar, nu trebuie să nimeni, domnul asta, dumneavoastră asta se discută. Deci că noi când ne-am... Dar domnul, nu faceți de asta. Când am reușit să facem ceva, nu știu nimeni să facem la valoarea asta. Acum găsim chichii să-i punem, să filmează. Vreau să vă spun un lucru. Înainte de ședință s-a discutat că într-o comună vecină, un pod de 125 de metri a costat 20 de miliarde, da? La noi, cât? 26 de miliarde, da? Un pod de 125 de metri. La noi podul din care vorbim la Agăștin, de 26 de metri sau cât are, ne costă 16 miliarde. Dar e o diferență de la 25 de metri la 125 de metri și vedeți cum dracu îi găsim noi pe oamenii ăștia care ne face niște prețuri de misterie. Da, dumneavoastră sunteți parte dintr-o comisie a Consiliului Local, nu? Păi sunt. Păi veniți să studiați, chemăm proiectantul, când se face variante, nu mă ne trebuie la ședință. Și facem teorie. Trebuie doar să găsim agent electoral. Pe cineva mai ieftin, nu? Da, domnule, mai ieftin. Sunteți în comisii, stabilim, aduc proiectantul, stăm... Da, dacă îl aduci pe ăla care ne ia chelea de noi, degeaba ne-l aduci. Păi nu mai facem. Păi nu mai facem, facem cu altul, domnul. Dar de ce nu-l aduceți pe ăla care a făcut la dofteana un? Dar cine e ăla, domnule? Vino și spune, domnule, vă făcut tare. Păi nu a venit la general. Vino și-o făcut tare, s-a făcut aici. Dacă mă dai știut, de ce l-ai dat telefon la dofteana? Sau să-ți spui mie, să-ți spui mie, domnule. Cine ați făcut, domnule? Astăzi în ședință am aflat informația asta și noi puteți afla. Cine? Astăzi în ședință am aflat informația asta că acel pod de 125 de metri a costat 26 de metri. Oamenii ăștia... Hai să mă țin. Oamenii ăștia n-au perceput nici 5 bani. Nu bine. Eu nu duc. Noi chemăm pe aia. Nu mai vine și aruncăm petarde și plecăm. Mâine dimineață vorbim la Brusuros, la Oftean. Ne ducem acolo, vedem că cine nu știu, vrei, dar nu să așteptăm ședința ca să spuneți ceva? Sunteți cu mine toată ziua. Păi, urmarea asta nu am găsit o altă. Nu ați discutat despre ea și a putut atunci. Da, domnule, mâine luăm legătură, nu s-a dat nici 5 bani la proiectantul respectiv. Și eu nicio problemă, da? Dar de ce? Păi, e o problemă, da? Păi, nu avem proiect, domnul nu avem ce pot fi eu. Păi, ce să-și... Domnul Potorac. Aș bucat să vedem ce facem cu societatea aceasta prin canalizare, că se depărtează deja de locul de depozitare. Haideți să le dăm undeva mai aproape, să-și depoziteze materialul. Haideți să... Care material? Pământul care le rămâne. Bolova. Bolova, ce mai iau mie. Bă, dar mai apropiem cât aici unde. Ne-am dus acolo la Mazălaș ca să vedem. Acolo există riscul când te bagi în albiște. Uiți, deschiderea podului, un rând de griză am 22 de metri, să zicem că rămâne 20, și o deschidere are 15 metri, să că rămâne 13. Și când vezi și acolo o deschidere, nu se mai pui aici. Și am chemat, am vorbit cu domnul inginer Zafiru de la Agăș. Și să vină. Și nu a putut marți, o zis că vine miercuri, iar nu a putut. Urmez să-l sun. Dar vă spun că acum o dat de pământ ca lumea bun și văd că chiar ia drumul și prin alte curți când are nevoie, ce-i pământ în plus. Ați văzut ce-i curțile? Da, vreau să știu dacă este adevărat că au fost sancționată comuna pentru gunoaie. Da, au venit, s-au găsit gunoaie și să urmează să vină amendă de la garda de mediu. Cine? Păi s-au luat deja. Astăzi au dispărut de la un controlat acolo. Cu predilecție au fost pe apa său. Și aici la cartier. La cine? Da. Cine? Nu plătește nimeni, eu plătesc, coordonatorul de credite, nu vă fie milă.
Nu, bă, cred că doar am mai avut de data amiază, dar după aia o plătit și alții, poate că e. Acum, domnilor, da, dar dumneavoastră ați venit să dați un telefon. Băi, primarule, vezi că acolo sunt niște gunoaie sau l-am văzut pe butare. Din întâmplare. Nu, numai Codoșim. Așa e bine, ce să-i facem. Dar se termină și campania electorală și atunci eu, după aia o să înceapă alții să codoșească pe alții. Domnilor, cum procedăm cu cine s-a prezentat la partea verde, cu varianta aia de 70 metri mai ieri? Nu, poliție, dar nu se votează nimic, nu este niciun proiect acum, n-ai ce, n-ai ce aproba. Deci asta a fost o informare, o analizează, mai caut variante, nu știu dacă... Acolo la partea? Da. Că n-am zis să mâine luăm legătura cu Dovdeana, vedem cine. Dar noi n-am ce vota. Eu sper că ați înțeles de ce am comentat, pentru că ce se întâmplă? Nu-i distanță multă. Dacă vreți, nu mai vorbim acum, să treacă campania, că văd că campania nu avem voie să vorbim, asta ne puneți mereu. Am avut exemplu podului de la Nogea, s-a făcut, am plătit 20.000 proiectantului, 200 de milioane, 150 de milioane cât de am plătit, ori mi-au făcut un preț de, am căzut toți de spate atunci, și-a plecat. A spus dosarul, l-ați plătit 200 milioane, a spus în raft și execuția nu s-a mai făcut. N-ați vrut să o face. Pentru că a fost exagerat din mare. N-ați vrut să o scoatem la licitație, că acolo se putea să mai scadă. Ce să scoți la 5 milioane? Vrei, dar nu înțelegi că e un mecanism, vă scoți la licitație. Luați canalizarea, luați podul de la dumneavoastră. Ia vedeți cât a fost și cât a ieșit la licitație. Înțelegi. Dar dacă îi știți dinainte pe toate... Eu sper că înțelegi ce am să spun. Da, și eu. Vinerea trecută, o echipă din primărie a încercat să plante și am plantat în jur de 65 de puieți la lac. Domnul doctor Staciu a venit în dimineața cu o fabrică cer și cu una lipsă. Nu mai punem cu o brusă, poate. Da. Dar nu e interzis în continuare să mai plantăm. Aș fi dorit să fac o lizieră, să țin umbra acolo. Poate în timp când se va duce turiști acolo să aibă unde stau. Pignii sau iarbă, verde. Dar doar ne-am dus toți, nu că... Da. Nu mai punem când el și nu s-a făcut treaba pe zlazul lui. Și l-am păsuit așa, cel puțin în aceștia 3 ani de când ziua aici. Așa. Deja acum vor să-mi interzică și să mai plantez acum. Eu aș propune să-l scoatem din concesiuni, dacă dorești. Ăsta mă, da, când e acolo. Și trebuie să amenazăm și la asta, că noi un loc de respiro nu avem în comună asta. E cât lacul ăla. Încercați să-l reabilităm lucrul ăla, ne-am fost acolo. Să scoateți ce s-au împădurit și acum te-ai dus pe terenul lui și ai pus puiete. El ar scoate de la el și-a pus datanul lor. Nu trebuie să-i sunt. E dat de procesiune, dar are procesiune. Scoate și-a dat. Da, dar el în zonă, prin o curățită, are unul văzut. Nu te pui. Da, nu-i mai corect și-a scos de la el și-a dat. Să-i facem la capătul ăla lor o coborâre mai brusca, să nu se mai ducă nimeni de parte. Știți ce se întâmplă? L-am ațelat să oprim dincolo la dumneavoastră de politică. Lumea vine cu cărbi. Mai ales, nu e ce ce cu căruța, cu lezul. Asta și ne dăm partea aia. În ideea că vin să ia niște balast. Ei, nu fiți bine după balast, vă spuneți. Dacă am trebuit făcut o leagă pe importa să o comunicare de noi. Putem pune barier, dar punem lucruri, pentru că facem loc și nu ne coboară nimeni. Și nici cu căruța, că n-are să mai întoarce. Înțelegeți? Deci se poate de vreo
parte. Doi, haideți să facem ceva la muncă, la frântăriți acolo, duceți o basculă de balastru ceva, peste noroiul ăla de acolo, lutul ăla de acolo, era o femeie pe dimineață, numai blesteme era. Să faci ei, pe la vestioară așa, că nu sunt 1000 de metri. Din păcate că cu interdicțiile astea de ieșire așa, înțeleg că s-au terminat lucrările. Da, s-au terminat. Întrebarea mea era dacă s-a rezolvat problema de la capătul, la Petroiu acolo, cu acea bâlnie de... Da. Dacă s-au introdus piatră, că așa s-a promis atunci. A făcut-o evazată, da? Balustradele sunt curte. Da, și aici era izvorul mai jos, unde era izvora apa din laterală, din stânga, dinspre munte. Acolo era o problemă tehnică și era de rezolvat. Ați s-a făcut recepția? S-a făcut. Înseamnă că s-a rezolvat așa. Bine, și a doua problemă este... De șapier și constructor și noi. Altceva? Da. A doua problemă este aceea legată de școală. Doamna Florina aici poate să confirme acest aspect legat domnul doctor, care soția care lucrează tot acolo. Momentan se desfășoară activități online cu copiii în școală. S-a făcut un program. Foarte probabil că va trebui să sprijinim și noi ca și primărie, Consiliul Local, școala cu ceva bani pentru implementarea acestui sistem online, pentru că sunt mari probleme. Fiecare cadru didactic și-a deschis o platformă, accesează copiii care au mijloace tehnice, care aveau calculatoare, care au tablete, care au smartphone, dar sunt foarte puțini acești copii. Trebuie să ne gândim foarte serios la acest aspect, pentru că, mai ales pentru cei de clasa 8-a de la SOC, care vă susțin. Doamna director ne-a trimis o adresă prin care să rezolvăm niște anchete sociale la vreo 6 tineri sau 7 elevi, da, prin care se poată să-i departajeze, în care cum să fie ajutat. Da. Ce privește cu școala și cu banii, noi am vrut să facem și gardurile toate, dar suma se ridică și iar nu avem de unde. Vrem să reparăm și corpul vechi de la școala nouă, Spijărică Mazelu. Au venit proiectanță de 2 ori aici și s-a stabilit până la urmă să o luăm pe etape, în prima etapă, să reparăm și arpanta și să schimbăm învelitoare, tot cu țiglă de sighișoară sau care considerăm că o fi mai bună, pe aceleași lețuri și pe ce reparații mai vin, după aia să facă gheapurile din nou și coborâre, urmând ca în perioada a doua, automat trebuie și izolat în pod, vată minerală, ca să nu se pierde. Da, sigur. Și etapa a doua să facă exteriorul, să-l... Da. Mai ales că acum se poate desfășura activități mai ușor, sunt copii. Dacă în prima variantă, cum spunea proiectantul de la Onești, ca să ne apucăm să o facem, trebuia să dăm jos căciula, trebuia să-i facem niște stâmpi de susținere pe care să vină un planșeu în locul plafonului care este din beton, să riga o sumă de numai... Da, așa. Am zis, na, dacă dă Dumnezeu și cu ce avem pus deoparte, poate mai luăm de la garduri, nici le-aș face numai exteriorul la școala veche, cu podețul și parcare la școala nouă, un gard nou, și restul să le cam lăsăm așa, să ducem banii dincolo. Acum așteptăm să ne vină să stabilim soluția tehnică, să vedem ce facem. Da, și ultima problemă pe care vreau să o spun, că tot vorbeați dumneavoastră de campanie electorală și nu vreau să fiu ironic acum, dar am fost pe apa Său, am făcut un drum în preajma Paștelui.
Caraștilor, da. Și apreciez faptul că ați făcut drumul de la izvor până la capătul Poltenișului și pe izvor la deal. Dar nu l-am făcut singur. Mă rog, apreciez faptul că ați făcut drumul, l-ați nivelat, l-ați pus piatră. Ba, am văzut în curte la mănăstire și alei de beton. Aia nu, aia nu i-am văzut. Dar nu ies când i-a dumneavoastră. Exact în perioada ce o plătim mănăstirea unde am zilei de metru pătrat. În schimb, de atunci când am fost la deal, 80 de lei de metru pătrat asta. Întâmplător, cursul apei era din nou tulbure sub orice critică. Deși nu ploua se... Da, nu știu, astăzi eu n-am fost la deal. Întâmplător m-am întâlnit cu domnul Dogariu, s-a filmat, s-a postat, s-a mai distribuit pe aici pe acolo și după aia au început să apară probleme. Nu vreau să dau nume, nu vreau să ameninț pe nimeni, că nu am ameninț, dar pe mine m-a amenințat cineva, în sensul în care a făcut un gest inconștient din punctul meu de vedere, s-a dat cu mașina spre mașina mea. S-a dat cu mașina spre mașina mea, în trafic, pe strântură. Nu vreau să dau nume acum, eu am filmarea pe cameră la mașină, dacă vrea neapărat să mă duc, să o depun la poliție, eu pot depune, dar nu vreau să stârnesc lucrurile, dar am vrut să spun lucrul ăsta ca să știe că dacă m-am dus pe Valea Săului, în calitatea mea de consilier la primăria Său, și am văzut un lucru care nu era în conformitate cu ceea ce ar trebui să fie, nu înseamnă că trebuie să ajungem la amenințări. Putea să-mi spun în față dacă avea de făcut, când m-a văzut că am trecut cu mașina la deal, tocmai de aia m-aș amenința cu mașina ulterior. Dar e gritea său, nu? Da, nu mai e asist. Hai, treaba e ce o să faci. Filmarea o am. Deci filmarea o am pe camera de pe mașină. Nu știu, conștiința, dar... Dar oamenii aia sunt disperați, domnul primar, pentru că apa aceea tulbure. Sunt o serie de oameni care au hidrofoare, fotopompe și mai trag apă din când pot să mai trag apă, că apă de aia nu se putea trage, că sunt toate filtrele de la pompe. Domnule, avem mașină, pe dimineață mergem. Știți cum e situația, că și de la deal de bord, da, și Pavel și toți, vreo 16 au tras apă, o zis, băi, nu mai bine. La noi suntem 18 familii, în bazinul nostru, lucrăm numai când nori seara să ai băut, știu eu, duș. Dar de-abia suntem nici noi 1 mai. Dacă nu o să plouă, singura resursă de apă ne rămâne sunul acolo ăsta, marea noastră care o mai rămas. Dacă așa e geantă, n-ai ce să faci cu ea, n-ai la ce să o simți. Stabilim când ieșim de aici ceva. Nu mai contează cine, cum îi devină, că nu e devină. Nu ce le-a spus, mă, tine ceva și tine ești pleacă. Trebuie înțeles treaba, nu ai altă variantă. Trebuie atenționat. Au fost atâtea discuții în anii trecut. Nu nimic, am urcat și viața și găsim și domnul îi dau cu toporul, nici armea de nu e. Bă, ne, încet, ies și pleci. Ce mă și eu fiu de un corp? Asta e trebuie. Domnul primar, legat de video, ce trebuie? Nu propune, dar bine, dar prea reușit foarte frumoasă. Părerea mea, timp, ar trebui să fie pus pe lucruri de niște balustrate. Păi le avem scurte, primul. Nu pe toată la tine. Acolo, în capăt, un icoantă mare de uscăi, doamne ferește, de alea pe din toate, așa? Și din coace unui strajuri, unui strântoni, unui... Este foarte bine, atunci... Da, păi am înțeles că ați studiat, ați fost de acord cu banii, cu cine au rămas de profe, pune din coace, să fie toate probleme, așa? E, da. Și atunci copiii vor fi trebuiți să fie sprijiniți cu obiecte din astea sanitare, genice, au nevoie de măști, de mănuși, de dezinfectant. Da, deocamdată nu știm nimic, că dacă se stabilește așa, e exemplu că se stabilește. Deocamdată nu știm. Când se stabilește, o rezolvăm, că doar nu. Vă mulțumesc pentru participare și vă urmă.